650 de ani în 91 de minute. Așa se poate rezuma filmul documentar realizat de istoricul Aurelia Grosu. Un adevărat document istoric în imagini ce prezintă Slatina așa cum puțini o știu. Prin acest film este dezvăluită fața acestui oraș ce te face să îl iubești și să nu îl părăsești niciodată. Se bazează pe prezentarea evoluției parcursului istoric al Slatinei de la așezare rurală la târg, apoi la oraș și municipiu, marcând factorii care au influențat evoluția, devenirea istorică a așezării. Am dorit și ne-am străduit foarte mult să facem un film documentar care se derulează pe parcursul a 91 de minute. Am dorit să facem un film documentar consistent, cu substanță, atractiv pentru un public cât mai numeros, atât din punct de vedere al vârstei, cât și al pregătirii socioprofesionale, și l-am structurat pe capitole și subcapitole, care în fond sunt vârstele Slatinei. Prin acest film, istoricul ce și-a dedicat întreaga viață descoperirii amprentelor acestui oraș a intrat în rândul realizatorilor de film de acest gen și nu a făcut-o oricum, ci realizând ceea ce poate fi oricând o lecție de istorie a acestor ținuturi scăldate în apele Oltului. Doamna Grosu face pionierat în momentul de față și, că, și dacă din punct de vedere al istoricului este recunoscută la nivel național ca o somitate, își face cumva debutul și în arta filmului. Iată că avem și noi la nivel local un istoric capabil să promoveze și un asemenea gen de documentar istoric. La acest film au lucrat oameni ce s-au completat reciproc, astfel ca rezultatul să fie unul deosebit. Am lucrat la copertă, am făcut desenele de generic, fotografiile din album și, să spun, într-un fel conceptul grafic al lucrării. Și mă simt onorată pentru că am făcut parte din acest proiect. Albumul Vârstele Slatinei a fost finanțat de primărie cu suma de 150.000 de lei și va fi lansat pe 20 ianuarie, atunci când orașul împlinește 650 de ani de la atestarea documentară. Acest film documentar a primit finanțare nerambursabilă din partea primăriei și Consiliului Local pe legea 350, legea finanțării nerambursabile. Filmul documentar Vârstele Slatinei, film ce prezintă evoluția orașului din preistorie până azi, a fost tipărit în peste 1.000 de exemplare și poartă semnătura Asociației Amprente.